Salut și bun venit la istoria cu Virgil. La mulți ani România, centenar, bla bla bla, să ne fie de bine, ne ștergem la gură după cârnați și fasole și începem episodul 8. Nicolae Iorga. Nicolae Iorga s-a născut în 1871 la Botoșani, după cum îi zice certificatul de naștere. Nicolae, Nicu, pentru că era încă mic, rămâne orfan de tată la 5 ani. O să vadă părțile nasoale ale vieții încă din copilărie, crescut alături de fratele său, de o mamă care stătea cu chirie și muncea cu ziua ce prindea ca să-i întrețină. Cum se întâmplă în cazul copiilor mai dotați la mansardă decât majoritatea, sistemul școlar a fost mai mult frustrant decât de ajutor pentru Nicolae. La liceu se mută la Iași, face apoi cursuri universitare la Iași, Paris, Berlin și Leipzig. Este doctor în filosofie. De ce altă ligă l-a dat cu părerea, nu 10 minute la TVR. Se întoarce în țară la 24 de ani și devine profesor universitar, inițial suplinitor. O să ajungă apoi chiar rector al Universității din București și membru al Academiei Române. Asta ca să terminăm cu titlurile și vrăjelile și să intrăm în pâine. Nicolae Iorg a fost însurat de două ori. Mai întâi, la 19 ani, după ce termină facultatea, o pune imediat de nuntă cu o fată de familie bună care să-i dea o poziție mai de doamne ajută în societatea intelectuală. Că la 1890, student cu mai cătă văd, vă în botoșani, nu prea te bagă lumea în seamă dacă nu aveai status. Din scrisorile care s-au păstrat, pare că tot așa l-au îndrumat și mentorii lui de la Junime, al de profesorul și istoricul Adexenopol, cei care l-au remarcat și acum investeau în el că au văzut potențialul. Stă însurat cu fata asta 10 ani până când se ajunge cât de cât și nu mai vede niciun beneficiu din a continua. Deci divorțează în 1900 și se recăsătorește un an mai târziu, de data asta mai pe feeling. Bucata cea mai importantă din cariera lui Iorga, care l-a pus pe harta culturii românești, este munca lui de istoric și publicist. Cărți peste cărți, peste studii, peste articole și cercetări. Dar doar nu o să stau acum să vă enumăr titluri sau să vă fac rezumatele. Cui trebuie le găsește? Hai, mai bine să vedem unde stătea ca orientare politică. În 1895, deci la 14 ani, Iorga înființează împreună cu Acecuza Alianța Antisemită Universală. Acecuza care peste ani o să fie mentorul lui Zelea Codreanu în facultate și părintele spiritual al legionarilor. Vezi episodul precedent care o să-i facă felul lui Iorga. Deci totul se leagă, mă, totul. Stai că mai e. Continuă parteneriatul cu Acecuza și tot împreună cu el îi dă drumul Partidului Naționalist Democrat în 1910, care, deși cu numele ăsta mai aiurea, era destul de moderat ca orientare și milita pentru desfințarea moșilor peste 100 de hectare, drept de vot pentru femei și impozit progresiv. Tot în ideea să dea o șansă și grosului poporului să beneficieze și el de minunile civilizației. Intenții ok, în practică, mai greu. Și tot ce Cuzac, acum m-am legat de el, o să lanseze în 22 revista Apărarea Națională, care avea ca logo zvastica. Era pe Valomu, hit după hit, ca Marius Mogan anii 2000. Dar hai să nu tragem concluzia acum pe baza asocierii este a nefericite. Ia să vedem ce a mai făcut Moș Nicolae. În 1908, Iorga înființează o școală de vară la Vălenii de Munte. A adunat acolo câțiva profesori care țineau cursuri pentru intelectualii români, mai ales cei din afara regatului. Era mai comod decât să meargă el în turneu prin țară ca să țină discursuri, lucru pentru care era deja renumit. Acum primește publicul la el acasă. Cum Iorga este cunoscut ca naționalist și militant pentru unire, atrage mulți studenți români din regatul austro-ungar. Și asta cam neliniștește autoritățile. Până la urmă se netezesc relațiile și chiar Carol al Doilea, pe atunci principe moștenitor, va asista la cursuri în vara lui 1912. Mai mult, în 1922 se înființează tot la Vălenii de Munte, în prezența Reginei Maria și o secțiune pentru fete, școala de misionare. Le pregătea să fie învățătoare, mă! Hai să o lăsăm așa. Școala asta de vară a mai luat pauze, dar se mai ține și în zilele noastre. Uite o poză din 2017 de la festivitatea de deschidere. Cu Năstase și Meleșcanu și toată lumea bună a județului Prahova. Că de ce nu ne-am legat și noi imaginea o leacă? Nu știm noi să tăiem pangrici? Mișto, eu unul m-am convins, mă înscriu. Tot Năstase scrie pe blogul lui despre evenimentul ăsta că Iorga a publicat 1450 de volume, 50.000 de articole și peste 100.000 de scrisori. Eu mă bazez pe aritmetica al domnului Năstase, că el are mereu numerele la el. Imediat după unire, pentru care a militat din greu în anii din urmă, Iorga face parte din coaliția care dă prima conducere a României Mari. Și primește președinția Camerei Deputaților, după 100 de ani, Liviu Dragnea. Nu durează, pentru că majoritatea este șubredă și începe morișca guvernelor și majorităților parlamentare, cum am tot vorbit în ultimele episoade. Cum acecuza o ia prin șanțuri cu antisemitismul, partidul celor doi se scindează. Extremistul înființează Liga Apărării Național Creștine, Codreanu Legionar, iar Iorga se aliază cu gruparea lui Constantin Argetoianu și umblă un pic și la branding. Noul nume, din Partidul Naționalist Democrat, în Partidul Naționalist al Poporului. Și mai bine. Argetoianul ăsta, membru nou partid de la viața lui, intermediază și fuziunea temporară dintre Partidul lui Iorga și Partidul Național Român al lui Maniu. După ce în ciorba asta a intrat și Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache, lui Iorga nu-i mai pică bine coaliția și își reface propria organizație pe care o numește Partidul Național, în sfârșit un nume decent, dar care o să rămână rezultatele de la alegeri la rubrica și altele. Încă din copilărie, Iorga este amintit de apropiați ca un tip foarte încăpățânat și orgolios. A făcut asta și în presă, și în literatură, și în politică. S-a potrivit perfect pe spiritul vremii, când toată lumea știa că trebuia ceva făcut, fiecare voia să contribuie la afirmarea poporului român, dar nimeni nu știa ce anume trebuia făcut. Dar cu siguranță nu ce voia să facă celălalt. Deci, cam haos. În timpul ăsta, Iorga scotea cărți pe bandă rulantă. Nu știu acum procesul lui descris, dar dacă mai iau după număr câteva zeci de titluri pe an, plus articole în ziare, cercetări, eseuri ale alea, dacă trăia azi, era de. Vlogger. Iorga gândea în scris. Cam tot ce îi trecea prin cap, ajungea pe foaie. Și adevărul e că na, dacă ăsta ți talentul, asta faci. Doctor în filozofie, v-am zis. În anii 1930, E o criză economică generalizată în toată lumea. La noi, țărăniștii lui Iuliu Maniu obțin în sfârșit guvernarea câțiva ani, dar o dau și ei cu muci în fasole? fasole, și dau vina normal pe liberalii care au stricat tot înaintea lor. Vine apoi episodul Carol al doilea care își căuta formula de start cu oameni pe care să-i poată pune de fațadă pentru regimul lui autoritar. În 1931, omul ăsta este Nicolae Iorga, cu care se știa de la Vălenii de Munte și care l avea ca secund pe același lingău Argetoianu. Opinie personală, nu pot să mai zic că omul ceva că săriți repede. Iorga e prim-ministru timp de un an, dar când vede realitatea din interior, se dă la o parte și cum altfel dă vina pe țărăniștii care au distrus tot ce moșteniseră de la liberali care n au fost în stare de nimic. Înainte să se retragă în 32, semnează decretul de scoatere a gărzii de fier în afara legii. Era începutul unui conflict care va dura ani mulți între Iorga și legionari, conflict care nu se termine bine pentru niciunii. În 38, Carol dă lovitura de stat. Lui Iorga îi se oferă și acceptă postul de consilier regal. Guvernul condus de rege, care simțea tot mai mult amenințarea legionarilor, simpatizat și de Hitler, caută să le taie din popularitate și din propagandă. Iorga îi tot critică pe legionari în ziarul lui neamul Românesc, iar în curând autoritățile interzic vânzarea de cărțile legionare și închid două cantine deschise de ăștia în București. Motiv pentru un răspuns amenințător, doar înscris deocamdată din partea capitanului. Iorg al judecată pentru calomnie, ultraj, cuvinte din astea ce au mai auzi la televizor când se ceartă lumea, oricum pretext suficient pentru putere să-l însărcineze pe Arman Călinescu, ministru de interne la vremea aia, cu băgarea capitanului la Ocna. Codreanu este într-adevăr condamnat, apoi se întâmplă accidentul din pădurea Tâncăbești, când liderii legionari sunt omorâți la ordinul lui Carol al Doilea. Răzbunarea cămășilor verzi vine în anul următor, iar prima țintă este premierul acum Arman Călinescu. Se dezlănțuie violențele între stat și legionari, iar ăștia nu o să-l nici pe Iorga, considerat printre responsabilii pentru dispariția liderilor lor. Doctrină fanatică, bifat, experiență în asasinate politice, bifat. Deci când Antonescu îi aduce pe legionari la putere în noiembrie 40, cronometrul lui Iorga începe să meargă. Mai ales că era de atâta timp pe față împotriva mișcării. Antisemit era și el, dar fără violență. Pe 27 noiembrie 1940, Nicolae Iorga este săltat de acasă din Sinaia de poliția legionară și escortat la București pentru interogatorii aproape când venea și mie să-i cred pe cuvânt când am citit, dar ce să vezi că de fapt au tras pe dreapta pe lângă ploie și l-au umplut de gloanțe. Lasă că ei și-au urmat misiunea, renașterea națiunii române, aia pură și măreață și pentru asta l-omori pe unul dintre cei mai importanți oameni de cultură. Plan bun, mă mir că n-a funcționat. În aceeași zi a fost executat și fostul ministru de finanțe țărănist Virgil Magiaru. Iorga și Magiaru scăpaseră din lotul de 64 de deținuți politici executați cu o seară înainte la Jilava de legionari ca pedeapsă pentru violențele împotriva mișcării din timpul dictaturii lui Carol al II-lea. V-am zis, cumva totul se leagă. Cum asasinii erau oameni asociați guvernului, îți dai seama că și ancheta a fost lălăită, ținută la dos, până după ce i s-a luat lui Antonescu de parteneria cu legionarii în ianuarie 1941. Da și atunci, cu dita mai război mondial, mai greu cu investigațiile când făcută felii de vecini. Dacă intri pe net și cauți ceva pe subiect, o să vezi care mai de care puncte de vedere în comentarii de la oameni care știu ei sigur că n-a fost așa pentru că au citit părerea altor oameni care știu oia că a fost bunicul lor din același județ cu servitoarea lui Iorga. Iar oia care l-au asasinat erau de fapt oamenii rușilor infiltrați în mișcarea legionară. Și adevărații legionari habar n-aveau ei de așa nenorocire. Îți dai tu seama. A, dracu, cum s-au infiltrat mă, ei așa? Păi nu e tot vina ta că s-au infiltrat? E acceptat în organizație răspuns pentru ei. Și în plus, dacă vezi că ai infiltrații, îți pui izolație. Lecția numărul Bă, deci pe care te mai aud cu regimurile extremiste? Legionari, comuniști, că o să vorbești despre ăștia în episoadele următoare, nu contează. Dacă eu zic primul argument, că nu-s de acord să le fie luată libertatea oamenilor, plus măsuri impuse cu forța, crime împotriva propriilor cetățeni. Și tu un răspuns la asta că lasă-mă, dar uite ce intenții bune au avut, uite ce ne-au făcut și de bine. Tu îți dai seama ce efort trebuie să depun eu ca să continui conversația asta de parcă aș avea un om întreg la cap în fața mea? Păi cum să-mi zici că da, mă, au chinuit copii handicapați, au interzis avortul, au nenorocit deținuți politici în închisori, a trăit un popor între cu frica în sân. Bă, dar au construit Transfăgărășanu totuși. Tu ai văzut Transfăgărășanu? Ce minunăție de drum. Și aici intră orice exemplu de argument din ăsta de tipul lasă aia, că te concentrezi numai pe părțile rele, dar zi ce s-a construit, ce ne-a dat. Ce concluzie trag eu dintr-o conversație din asta? E că noi, ca popor, trebuie să facem tot posibilul să le oferim copiilor tăi acces la educație, dacă ai. Ca să fie expus săracii și la alte idei, să înțeleagă că viața e mai mult de atât și să scape de gândirea asta bolnavă care pune beneficiile materiale peste viețile unor oameni. Educația, soluție nu văd. Bine, nici educație pe burta goală nu merge, deci cred că și niște măsuri economice ca să o ducă omul de rând mai bine. Asta și educație, gata. M-am hotărât? Cred. Bă, până la urmă eu ce știu. Și în această notă pozitivă mai încheiem o ediție. Căutați istoria cu Virgil pe YouTube, pe Facebook dacă vreți să vedeți episoadele precedente și ne vedem tot aici săptămâna viitoare, duminică la 5.10 pe TVR1. Pa, pa! Ah, și la mulți ani!